Salutare urmăritori și bun venit pe canalul meu, numele meu este Marius și astăzi o să vorbim despre joburile din UK, pentru că trebuie să iei în vedere, băi, perioada asta aglomerată, dacă ești în Anglia sau dacă ai viză sau rezidență sau cum se numește, prestatus, în fine, sau status, în fine, trecem ca idee. Să zicem că lucrez ca job de muncă. Ideea e că sunt multe avantaje în perioada asta, bă, joburi plătite extrem de bine, dar sunt niște minusuri în general și joburi care sunt plătite mai puțin bine. Ok, o să trecem la prima variantă, cele mai bine plătite. Bun, în general trebuie să iei în calcul. Sunt Amazonul, sunt chestiile astea de curierat. În perioada asta sunt foarte aglomerate, deci începând de luna septembrie, octombrie în sus, sunt perioade foarte aglomerate care se caută, dar există un minus la treaba asta, adică la un moment dat, adică bă, la sfârșitul anului, totul scade. Pentru clar, lumea cumpără, vin sărbătorile, chestii de genul ăsta. Dar după aia scad. Și clar scad și angajații, pentru că nu o să mai aibă nevoie de un număr atât de mare de persoane. Bun, când cauți un job, trebuie să fii atent la chestia asta. Bă, mă axez pe ceva care merge tot anul. Deci e o chestie de logică. Dacă te duci undeva unei chestii de genul care, bă, nu știu, calendare sau chestii de Crăciun, trebuie să aștepți că după aia se termină. Cum sunt chestii de pandemie, s-ar putea lăsa țină tot anul. Dar când vorbim de chestii care se folosesc doar spre final de an, adică când e perioada aglomerată, clar nu vei găsi. În general, cei care locuiți în Anglia și lucrați în depozituri, de obicei se numesc joburi necalificate. Pentru că chiar așa se numesc. Depozituri lucrez, în un loc logistic e necalificat. Pentru că o persoană calificată câștigă mai mult, are mai multe beneficii în sensul ăsta de salariu, care mai mult, câștigă mai mult. Dacă vrei să te califici, poți să-ți iei, un permis pentru, cum se numește ăla, în România, sincer, nu știu, aici se numește PPT, ia cel cum se cheamă, care ridică paleții, dar nu știu, să-i zic pe nume română. După ce mai este? Motostivuitor, la fel o calificare foarte bună, care poți să o iei. Deci dacă optezi să investești pentru tine, poți găsi joburi chiar mișto. În general trebuie să te gândești. Uite, exemplu, am lucrat la un depozit de produse de astea de sanitare. Ce ține tot de casă, de instalație? Exemplu, să mă mai gândesc la alte joburi. Ciocolata. Da, am lucrat și la ciocolată în trecut. Și se făcea tot anul ciocolată, pentru că ciocolata se face și în perioada de sărbători, adică cutii de ciocolată pentru cadouri, asta merge foarte bine. Îmbrăcămintea la fel, merge foarte bine, adică merge tot anul foarte bine. Să mă mai gândesc la ce joburi mai sunt așa, care merg foarte bine. În fine, bun, să zicem că ați găsit pe la urmă, bă, vezi ce merge tot anul. Ok. Când e vorba de, v-am zis, de mulți bani, este posibilitatea să fie și o muncă mai grea. Când lucrezi cu 2-3 lire mai puțin, să zicem că un salar poate e undeva la 11-12 lire pe oră, unul plăti foarte bine. Dar necalificat, în sensul să n-ai nicio calificare. Dar minusul e probabil să fie muncă grea, muncă fizică foarte grea. Dar când vorbești cu un salar o idee mai micuț, poate 9 lire și ceva pe oră, poate 10 lire pe oră, există posibilitatea să fie munca lejeră. Adică cât e munca mai ușoară, cât e mai ok pentru tine, pentru că poți sta la jobul ăla mai mult și poți, nu știu, în funcție și de colegii care ai la muncă, dacă ai colegi de treabă, nu știu, dacă îți mai permite să-ți mai iei și o pauză de o țigară, dacă ești fumător sau de o cafea, atunci e altceva. Adică e un job care poți să stai foarte mult timp acolo și e o chestie bună din punctul meu de vedere. Joburi aici sunt pentru toată lumea. Sunt și pentru oameni muncitori, și pentru oameni puturoși, și oameni care caută ceva lejer, așa, nu poate să ridice anumite greutăți și îi se pare greu. Există și joburi pentru persoane care îi duc capul mai puțin și persoane care duc capul alea mai mult, care se pricep mai bine cu matematica. Sunt doar să fac și anumite calcule. Exemplu, când, sortez un anumit produs, sunt anumite chestii de calculat. Dacă ești o persoană bună, poți să ai numai avantaje, evită, eu așa sunt de părere, evită unde sunt foarte mulți români, pentru că românii în general sunt foarte răutăcioși și eu am o chestie asta unde lucrez. Români care au ajuns, erau simpli angajați cu contract, au ajuns la stadiul de
un fel de team leader, să zicem așa, și și-au ridicat gradele. Asta e o chestie foarte rea. Bă, oricum, te comporți cu românii, în general trebuie să te comporți chiar dacă ești mai superior, trebuie să dai dovadă că și tu ai fost acolo și trebuie să motivezi angajatul să ajungă și el la nivelul tău, nu să fii răutăcios, să spui gen, bă, eu sunt șeful, tu trebuie să asculti de mine, dacă eu te pun stai în cap, te stai în cap. Niciodată, eu nu agrez asemenea comportament din partea unui team leader, sincer, mă dezgustă treaba asta. Așa că vă recomand și voi să nu fiți cărăușii cuiva, munciți, dar să fiți și apreciați pentru munca care o faceți, pentru că sunt tot felul de oameni foarte rei. Sau în general, unde sunt foarte mulți polonești. Da, am pățit și treaba asta, am lucrat cu polonești, foarte mulți, erau și șefii polonești, toată lumea. Dacă există mai mult de o nație și foarte probabil și câțiva români, s-ar putea să creeze chestia asta. Adică, bă, polonești dezacoperiți pentru că șefii sunt polonești, deci se ajută între ei. Asta e foarte mișto la străini, că ei se ajută între ei, dar când vine vorba de români, românii sunt niște chitroși, sunt niște zgârși de oameni, niște, nu știu cum să vă zic, nu sunt oameni care să se ajute între ei. Deci străinii, în general, am văzut că sunt ca țiganii, adică, în sensul să ajute între ei, parcă sunt o familie, deci e o chestie foarte, foarte interesantă. Bă, nu știu, scrieți-mi și voi părerea voastră în comentarii, cum vi se pare ideea asta, adică, bă, voi unde lucrați în Anglia sau ce vi se pare necorect în Anglia și o să mai dezbatem acest subiect.